super. Are o chestie în comun. Cred că l-a văzut și Robi. Ce? Deci este la fel, are un suflet bun. Da. Ca și aici. Da. De altfel. Super. Roberta și Rebecca, cum sunt? De acum să înceapă distracția. Să revenim la subiect. Ștefan, Rebecca. Faptul că v-a spus una lângă cealaltă e un semn că v-ați împăcat? Păi da, nu știu. Bine, ce relații aveți voi în afară? Ne înțelegem bine. Ok. Și nu știu, ce să-ți zic, mamă, Rebecca, mai ești supărată pe mine? Un pic. Rebecca. Dar de ce te superi așa tare? De ce ești așa supărăcioasă? Păi eram atunci, eram ieri, eram încărcată emoțional și mi s-a părut că ai venit să-mi dai așa, că mi-a dat fatal, că eram plină de emoții și eram și nervoasă și așa, mai venit și tu. Dar ești conștientă că această experiență e cu bune, cu rele, cu de toate? Da, sunt conștientă. Poate pentru tine sunt de folos momentele astea. Trebuie să te călești un pic ca și caracter, ca și tărie, personalitate, pentru că ești sensibilă. Chit că ai momente în care, când te superi, pari puțin certăreață, iartă-mă dacă fac așa, dar ești și sensibilă, foarte sensibilă în același timp. Și trebuie să știi cum să-ți dozezi energiile astea, știi? Da, știu că nu știu să le dozez, ori sunt prea așa, ori prea... Da, exact. Trebuie să fie așa undeva pe mijloc. Și încercam să iau apărarea lui Ștefan, deși n-ai făcut tu mari acuzații împotriva lui, dar termenul ăla de victimizat m-a zgâriat un pic, știi, că chiar nu mi se părea că se victimizează. Ăla m-a deranjat și pe mine foarte mult. Țin să spun că nu aș fi făcut în viața mea așa ceva, mai ales dacă am un interes față de tine. Și mă așteptam și din partea ta să vină exact același lucru. Când spuneam și ieri că tu nu vrei să mai ai o cunoaștere cu mine, să ne mai cunoaștem, să nu facem absolut nimic, știu că erai nervoasă sau ceva, dar dacă tu chiar îți dorești chestia asta cu adevărat, o să-ți respect decizia. Băi nu, mie mi s-a părut că pur și simplu nu poți să înțelegi faptul că eu eram foarte nervoasă și nu te-ai gândit că poate a fost zisă la Nelu sau nu. Adică tu, tot tu te supărați, gen, de asta am zis că te-ai victimizat, că mi s-a părut, adică... E da, ce m-a supărat pe mine a fost chestia cu victimizare, că ai și spus că eu plâng și tu... Și tot ești victimă sau ceva de genul și pe mine nu, m-a supărat am zis, nu am făcut referire că plâng, asta i-am zis lui Patrick că mi s-a părut că era răutăcios. Ție nu ți-am zis de plâns, ți-am zis că vorbeam eu cu doamna Andreea și a zis doamna că... Nu mai voiam eu să continui continuarea cu tine. Hai că o zis ei. Așa. Așa. Și tu parcă, adică nu că parcă, mi s-a părut că te-ai supărat și am zis că nu te mai victimiza la modul că, adică, dacă eu ți-am tot repetat că anumite chestii mă deranjează și tu continui să le faci, era normal că la un moment dat o să am și eu din asta o ieșire așa mai... Și de asta am zis că nu te victimiza, că nu e ca și cum tu ai fost fără de greșeală sau da, nu neapărat că ai făcut tu ceva grav. Îți spun o chestie, Rebecca, nu am tras eu niciodată să vorbesc cu ea, nu, așa a fost contextul, încât să vină ea încoace, era singura fată care venise ieri, vorbim de ieri, și ce să fac, să stau, să tac, să nu spun absolut nimic? Pe mine mă interesant să răspundă la întrebare dacă îi place de Alin, să mi se răspundă mie câteva chestii în continuare pe care le-am în cap și așa. Nu a fost mare chestie, de acolo... Dar eu am zis... Nu știi că Roberta face un joc? Mie așa mi se pare că Roberta face un joc în continuare. Știu că o deranjează chestia asta, că da, îi spun adevărul. Ștefan, fac eu un joc că a venit Alin să vorbească cu mine? Poftim? Fac eu un joc că a venit Alin să vorbească cu mine? Nu, dar pentru tine e un plus. Pentru tine e un plus. N-am înțeles. Pentru tine e un plus chestia asta, să știi. Păi e vina mea că omul vrea să vorbească cu mine, nu înțeleg ce să fac eu. Nu, dar e un plus pentru tine. Păi și ce te deranjează pe tine? Păi mine nu mă deranjează, dar mi-am răspuns eu la câteva chestii. La ce? Ia, te-am întrebat. Să știu la te întreb în continuare, îți place de el? Vrei să-l cunoști pe el? Păi, dar ce te interesează pe tine? No, păi mă interesează exact pentru... Scăteți-mă din cadru. Că dacă Ștefan crede că ție... Înseamnă că joacă, nu? Ștefan crede că ție, de fapt, nu... Nu-ți place de el și încerci să continui chestia asta pentru că ai văzut că eu și Patrick nu zăm. Ce te interesează? Să facă Roberta, eu exact, nu înțeleg. Dacă eu am vorbit cu Alin, nu înțeleg ce te interesează pe tine, ce vreau eu. E treaba deci ta. Deci fii atent, din momentul ăsta, știu, am noi doi nu mai avem ce discuta absolut deloc. Mă evit total, nici ai nu se mai bagă în seamă, să fie clar. Ai auzit? Ai mai spus chestia asta odată și... Nu, n-am spus-o. Deci n-am spus-o, dar de data asta nici nu o să te mai salut. Nu mă interesează ce o să fie între tine și Rebecca. Dar tu nu mă mai bagi în seamă. Mă, ce pare că nu vreau să am încheiat orice discuție, gata. Ok, nu vreau să mă cer cu tine, dar ți se pare că te-am căutat pe undeva, sincer?
Da, răspunde. În ultimele 3 zile. Adică să mă caut 4 zile. Dacă nu înțeleg. La modul dacă te-am căutat pe el prin casă. Dar nu are niciun sens ce spui tu acum. Atenție, atenție. Dacă ți-am căutat eu atenția ta, dacă te-am căutat prin vorbe, te-am căutat prin ceva, în afară de întrebarea care mie mi s-a răspuns. Dar stai așa puțin, să facem o reconstituire. Tu când a venit aici, tu prima întrebare pe care ai pus-o a fost dacă îl place pe Alin? Exact, da. De ce? Dar eu l-am înțeles oarecum, pentru că vrea să vadă dacă chiar face un joc între noi. Între da, eu mă exclud pe mine. Joc, adică eu nu vă înțeleg, frate, ce joc să fac? Păi da, dacă să scoți reacții de la fiecare să te pare Da, Rebecca, da, Rebecca. Alo. Da, Rebecca. Mulțumesc. Păi da, Robi, dar de ce interesează pe el că zisești tu că vrea el să, nu știu ce, pentru că am fost acuzat de câteva chestii. Evidență, să scoată în evidență că nu e interesată de, nimeni, de niciunul din noi. Păi și de ce interesează pe el să arate... Doamne, da, Rebecca, suntem aici în casă, fata vine, vorbim, îi se adresează întrebări, normal, ce-a făcut așa de rău, că n-a făcut nimic. Păi da, dar el în loc să fie interesat de mine, el stă să vadă dacă Roberta e pe bune. Uite, uite o chestie interesantă, că mi-am adus aminte acum. Te-am întrebat, Rebecca, explică-mi și mie, că de acolo a plecat toată situația asta. Ce? De acolo a plecat toată situația asta, că mi-am adus aminte. Te-am întrebat, Roberta, pe tine. Sunt nici mie cum e Rebecca în cameră la voi, ca să știu și eu, că pe mine mă interesează și faci ce mă întrebi tu pe mine. Nu, n-ai spus acolo... așa, ai spus, învață-mă și pe mine. Spune-mi și mie cum e Rebecca și nu știu, ajută-mă. Zis, spune-mi ajută-mă. Și mie cum e Rebecca. Ajută-mă și pe mine cu Rebecca și am spus, cum să te ajut eu pe tine? Ce, da, cu ce niște vorbe, să-mi spui exact cum e în cameră, ca să știu și eu. Păi, dar de ce vreau să spunem ție treaba asta? Da, dar uite, lângă, chestia asta, tu mi-ai spus o chestie, că cum să te ajut eu pe tine? Și Patrick a înțeles și a spus chestia asta. Denotă că te interesează, Ștefan. Că te interesează de mine și vrei să-mi spui ceva de ea. Nu, am spus, bărbat, trebuie să te descurci singur, nu sunt eu aici să educ eu și să-ți spun ce să faci și cum e Rebecca, nu? Păi nu, important, Roberta, este să faci tu lumină. Ai un minim de interes față de Ștefan. Fără Rebecca, nu am niciun interes față de Ștefan. Pentru că așa a apărut când ai răspuns la întrebarea aia. Nu. Păi bine, și mie mi se pare că exagerezi acum puțin când zici că nu vreau să ne mai vorbim, să ne mai salutăm. De ce? Dacă nu te că nu mai vreau. Uite, păi când o persoană ți-e indiferentă, poți să vii să bați o palmă cu ei. Dacă stau și bag lumea în seamă, eu fac joculețe, eu fac glumițe, eu fac nu știu ce. Din momentul ăsta nu o să mai salut pe nimeni dacă așa se face. Ok, reluăm toată chestia asta cu joculețele. Adică de ce mi s-a părut mie? Salutăm cum ar veni. Da, caută. Ce? În toată chestia asta, tu stăteai pe canapea aici unde stă doamna Andreea când vine de obicei, la noi, și Robi vorbea acolo, dintr-un colț. Și ai spus, ha, Robi, stai acum că mă așez lângă tine. Așa am spus, stai acolo că vin eu. Stai nu, acolo, nu te ridica, că vin eu. Stai că mă așez lângă tine. Am spus, stai că vin lângă tine, să vorbesc cu tine. Care era problema ta? Păi, deci spusesei că nu-ți place comportamentul lui, spusesei că te enervează, spusesei o grămadă de chestii despre... N-am spus că mă enervează. Îți place într-adevăr? Am spus că nu mi-a plăcut comportamentul lui față de Virginia și am spus că eu nu aș accepta acest comportament. Dar de ce mă tragi tu la răspundere? Nu înțeleg. Nu te trag la răspundere. Ești foarte deștept, Ștefan, ți-a mai zis asta odată, atât eu cât și Larisa, ești foarte deștept. Mulțumesc mult, felicitări. Cu toată chestia asta, asta mi se pare mie, mă, frate. N-am alte explicații. Încerc să-ți dau explicații total și nu vrei să le asculti. Tu spui că te trag la... Nu, mă, nu e vorba de asta. Orice ți-aș da, tu spui că e un joc, așa vreau, așa fac, așa. E treaba ta. E fix problema ta. Dar tu ce vrei? Tu știi ce vrei? Eu? Da, știi ce vrei? Da. Da, se vede. Ceva albastru. Păi e și Bianca în albastru. Ei, ne raportăm la ce avem pe ecran. Ștefan, nici tu n-ai fost super concret cu ceea ce vrei. Adică ai avut și tu câteva momente care le s-a de interpretat. A, nu. Mie mi se pare că din gală, mie mi se pare că din gală sau chiar cu o zi înainte de gală, Ștefan și-a făcut alegerea. Prin ce? Prin ce, a spus acolo în casă. Și... Da, mă, da. A zis pe conexiune, a zis în gală, ieri de dimineață la dans a luat-o pe Rebecca. Deci... Și atunci Robert ar trebui să-i fie indiferentă, nu? Da. Da, mă, dar totuși eu cred că Ștefan nu e de chiar ce mai interesează Roberta. Bă, aia spun. Mă, uite, vă spun o chestie și suntem oameni toți și simțim și oameni de acasă o să simtă același lucru. Băi, frate, atunci când se uită cineva la tine, simți chiar dacă ești cu spatele și simți să te întorci. Logic, nu? Da, simți, dar de ce simți să o întreb pe ea? Deci noi dansăm, că iar mă apucă spumele, noi dansăm și tu primul lucru care îți pui în conexiune, de ce te uitai la mine? Nu, Roberta, ce faci? Rebecca, ce faci? Nu, nu știu, ceva Roberta. De dansat, nu, orice, deci nu, nimic cu mine. Tu, prima chestie care ai întrebat-o a fost,
De ce te uitai la mine? De ce îți pasă? Dar lasă-o să se uite. Exact, are o pasă. Exact. Rebecca, o chestie interesantă despre mine, uit foarte repede chestii. A, e bine. Am ținut să o zic ca suntem să nu bine, te mai interpretezi altceva, că la un moment dat o să vin eu că m-am gândit la asta. Și uite, și Patrima, nu avea glume cu mine, că nu-mi plac. Și Patrick a spus, nu vrei să o întreb ceva pe Roberta? Adică știe că uitasem o chestie. Nu, tu îl puneai pe, pe Patrick, da, să mă întrebe. Deci să-l pun pe Patrick, pentru că Patrick nu era acolo lângă de mine. De ce Patrick nu, când am venit eu, ție de vorbit cu Roberta? De ce nu a fost discuția, vezi că trebuia să zici ceva lui Rebecca. Tu înțelegi unde ne aflăm, înțelegi care e supărarea? Pentru a fost mai important pentru tine de ce se uita Roberta, în loc să o întrebi pe ea ce face. Mulțumesc, mulțumesc, Doamne, mulțumesc. Cu plăcere, dai o bere. Bine, ok. Așa este. Tu te concentrezi foarte mult, deci, fără ceartă, normal. Tu te concentrezi, deci, tu te concentrezi foarte mult ca și cum suntem într-un film de ăla și trebuie să prindem răufăcătorul și Roberta răufăcătorul, da, și trebuie să o demascăm pe Roberta, dar tu uiți de mine. Esența. Eu mă rog că mie mi s-a zis că sunt neasumat, că nu sunt bărbat sau ceva de genul. Tu am zis ce zisei acum. Nu ai spus tu.